Vorbește Duhul Biserică, iată că trebuie să mijlociți cu foc pentru națiunea voastră, taină mare vă descoperă Duhul, iată că se fac presiuni mari, mari asupra acestei națiuni, zice Domnul, pentru că iată această ciumă nenorocită, Știbria Tăgara, care mănâncă națiune după națiune, vrea să cuprindă și țara aceasta. Rehalazab Rudiar Tuchera Renatala Fradiar Tuhava. Iată că se fac presiuni din afară ca această dictatură demonică să pătrundă și în țara aceasta, să se închidă era Bradiartov supermarketuri, să se închidă era Bradiartov instituții față de cei care nu primesc era Bradiartov Vera Racradiar Tuhava acest vaccin. De aceea rugați-vă, pentru că iată presiunile sunt mari ca să vi se ia libertatea. Shibra Tafariar Tumena. Și iată că era Bradiar Tucheta, chiar și când mulți vor ceda și vor face ce se spune, iată, era Bradiar Tughera, dacă nu luptați și nu mijlociți, se va trece la alt pas, spre era Bradiar Tughera, zevra distrugerea altor libertăți. Iată că stați era Bradiar Tov la o cumpănă grea, zice Domnul. De aceea, în aceste vremuri, taină mare vă descoper, rugăciunile voastre vor conta pentru fiecare națiune în parte, zice Domnul. Recaraz Abrahala Avradiar Tuchera. Iată că se va vedea diferența în fiecare popor, unde există mijlocitori de-ai mei și unde nu există. Rachiar Tuvera Regra. Unde nu există numărul mijlocitorilor împlinit și unde biserica nu este vie și nu se adună să se roage și să mijlocească chiar și în ceas de noapte, iată că acolo această dictatură a diavolului va pătrunde și oamenii vor fi chinuiți mult, zice Domnul. Dar acolo unde poporul meu veghează și stă pe ziduri, va fi liber. Biserica se va putea aduna, era cariar tu vera, iată, veți putea face cumpărăturile în liniște și în pace, veți putea munci în liniște și în pace, dacă nu, vă vor fura drept după drept, nu se vor opri la dreptul acesta furat, zegra halavradiar tu fera. De aceea vă spun că un demon puternic era vradiar tu s-a ridicat peste lume, era cariar tu vera și înghite națiune după națiune, dar iată, zice Domnul, altă taină vă descoper. L-am permis, zice Domnul, ca să înghită pe cei care erta la Vradiartov au negat numele meu și care era Vradiartov au hulit neprihănirea și sfințirea mea, zice Domnul. Iată că țările acelea în care numele meu a fost dat deoparte, țările acelea în care numele meu a fost hulit, era Vradiartov chiar de sus, se va confrunta era Vradiartov Vera cu această dictatură care va apăsa pe grumajii lor, zice Domnul. Dar unde găsesc neprihănire, în ce popor găsesc era Bradiar Tuvera că se mai cheamă numele meu, eu voi slăbi lațul, zice Domnul, și veți putea să conviețuiți în pace și în libertate. Am de gând, zice Domnul, dacă veți striga la mine, era halavradiar Tughera, să fac din țara aceasta chiar o oază și mulți alerge în ea, zice Domnul. Era chiriar Tuvera, va fi era Vradiar Tov un pământ rar în lumea aceasta, zice Domnul. Un pământ al făgăduinței și al libertății. Și oamenii vor fi șocați când vor veni în țara asta și vor vedea adunări deschise, vor vedea bisericile era Vradia pline, vor vedea era Vradia Artov supermarketuri deschise, era Vradia Artov pentru fiecare, când vor vedea locuri de muncă era Vradia date oricui, vor fi șocați, pentru că în multe chiar dintre țările civilizate așa ceva nu se va mai găsi. Rahala Vradia Artuvera, de aceea dați de veste și mijlociți pentru poporul acesta, plângeți pentru el și postiți, pentru că mare este bătălia. Iată, rugați-vă în mod special pentru guvernanți, rugați-vă pentru președintele acestei țări, pentru că se fac mari presiuni și era Bradiar Tov săptămânal, ierta la Bradiar Tov sunt chemați să dea raportul Ragara Bradiar Tov, dar mai am era Caria Tuhava printre politicieni, oameni cu frică de mine care iubesc poporul acesta. De aceea, dacă vă rugați, mă voi folosi de acești oameni și le voi da putere și curaj să se împotrivească dictaturii mondiale. Recarazab Rahalavradiartov, rugați-vă, pentru că mare taină v-am descoperit. Chemați țara asta la post și rugăciune, pentru că scurtă este vremea când alte popoare se vor închide cu totul, dar aici eu, Domnul, voi lăsa libertate. Rehalavradiartuhala. Și dacă vreți locul acesta deschis pentru rugăciune, rugați-vă și plângeți înaintea mea ca să rămână deschis, zice Domnul. Aleluia, aleluia, amin.